Excelență, domnule Mihalco, domnule Simon Springet, doamna ambasador Ganinger, stimate domnule Pocăneviș, domnule director Holostenko, onorată asistență, stimați jurnaliști. Sunt bucuros că în scurt timp ne revedem cu prieteni adevărați. Ocazia întâlnirii de astăzi este un ajutor enorm pentru sistemul de sănătate din țara noastră în contextul combaterii cu pandemie de COVID-19. Este vorba de 1,6 milioane de mănuși medicale, 300.000 de măști de protecție respiratoare, care au fost livrate suplimentar Republicii Moldova cu suportul financiar a Guvernului Republicii Federale Germania, Uniunii Europene, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății. Pandemie încă nu a trecut. Aceasta ne afectează în continuare. Continuăm să luptăm pentru a salva vieți. Iată de ce asigurarea sistemului medical cu echipamente necesare este esențială la moment. Vreau să menționez că ajutorul face parte din colaborarea Germaniei și Organizației Mondiale a Sănătății și inițiativa finanțată de Uniunea Europeană Solidari pentru Sănătate. În acest context, ne exprimăm sinceră recunoștință Germaniei, Organizației Mondiale a Sănătății, Uniunii Europeane, dar și tuturor partenerilor care ne sunt alături în această perioadă complicată, pentru tot suportul acordat și sperăm la o colaborare eficientă și în viitor. Îmi permiteți să ofer cuvântul de salut domnului ambasador al Uniunii Europeane, domnului Peter Mihalco. Stimate domnule secretar de stat, stimate doamna ambasador Germaniei, stimați colegi reprezentanți Organizației Națiunilor Unite și Organizației Mondiale Sănătății în Republica Moldova, dragi reprezentanți mass mediei, dragi prieteni, am deosebită plăcere de a fi prezent astăzi la acest eveniment împreună cu colegii mei, doamna ambasador Germaniei, domnul Springer, reprezentant Organizației Națiunilor Unite, domnul Pocăneviș, reprezentant Organizației Mondiale Sănătății. În spiritul abordării Echipa Europa, astăzi are loc transmiterea oficială a unui nou lot de asistență pentru sistemul medical din Republica Moldova și cetățenii acestei țări în contextul pandemiei de COVID. Echipamentul de protecție este procurat ca urmare a colaborării între Germania și Organizația Mondială a Sănătății și inițiativa finanțată de către Uniunea Europeană Solidar pentru Sănătate, direcționată spre combaterea pandemiei în țările parteneriatului Est. Uniunea Europeană și statele membre Uniunii Europene au mobilizat toate mijloace pe care le au la dispoziție în contextul pandemiei pentru a oferi suport tangibil pentru consolidarea sectorului de sănătate publică. De asemenea, asistența echipei Europa a fost direcționată și pentru a combate impactul socioeconomic al pandemiei. Uniunea Europeană și statele membre Uniunii Europene au donat deja echipamente de protecție pentru lucrători din prima linie, precum și suport necesar pacienților care luptă zi de zi pentru a supraviețui. În total, până la acest moment, prin intermediul inițiativei Uniunii Europene Solidar pentru Sănătate, am reușit să aducem în țară un număr considerabil de echipament de protecție, printre care 1,5 milioane de maști respiratoare și 656 concentratoare de oxigen. De asemenea, prin intermediul platformei COVAX, finanțată de Uniunea Europeană și state membre Uniunii Europene, precum și prin ajutor bilateral din partea României, Republica Moldova a recepționat deja
400.000 de vaccinuri anti-COVID, atât de esențiale în această perioadă. Și nu ne oprim aici, pentru că urmează să fie livrate loturi adiționale prin platforma COVAX și solidaritate și din partea țărilor membre Uniunii Europene continuă. Am văzut săptămâna trecută din partea Lituaniei de către domnul președinte a fost anunțată inițiativa de a livra 11.000 de vaccinuri pentru Republica Moldova. Lotul de echipament donat astăzi, format din 1,6 milioane de mănuși medicale de unică folosință și 300.000 de mași de protecție respiratoare FFP2, în suma totală 537.000 de euro, reprezintă un aport considerabil pentru consolidarea sistemului medical și de protecție a cetățenilor în cadrul pandemiei de COVID. Vreau să exprim gratitudine încă o dată țărilor membre Uniunii Europene și partenerilor noștri din Organizația Națională Unită și Organizația Mondială Sănătății pentru acest suport, pentru această solidaritate și pentru cooperare în aducerea acestei asistențe în Republica Moldova, că ea poate să fie tangibilă și utilizată pentru consolidarea sistemului medical de către medici, de către pacienți și cei care au nevoie de această asistență. Doar împreună suntem mai puternici. De asemenea, aș dori să transmit un mesaj de solidaritate pentru cetățeni acestei țări și să vă îndemn să continuăm cu toți să respectăm măsurile de protecție pentru a depăși cât mai curând această perioada grea, această pandemie și să îndemn pe cetățeni și să se vaccineze pentru că cu vaccinare vedem cale spre sfârșitul acestei pandemie. Uniunea Europeană și întreaga echipă Europa va continua să fie alături de personalul medical din prima linie, cât și de toți cetățenii Republicii Moldova. Sănătate tuturor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, domnule ambasador Mihalco. Cuvântul se oferă doamnei ambasador Angela Ganninger. Stimate domnule secretar de stat Igor Kurov, excelență domnule ambasador Peter Mihalco, stimate domnule Simon Springett, stimate domnule Igor Pokanevich, stimate domnule Alexandru Holostenko, stimate doamne, stimați domn, dragi prieteni. După cum și am promis ultima dată, Guvernul Federal al Germaniei, cu sprijinul Uniunii Europene, continuă să ofere ajutor necondiționat cetățenilor din Republica Moldova. Împreună, intendem o mină de ajutor instituțiilor medicale care, în această perioadă pandemică, sunt la crea încercare. Dorim să știți că echipa Europa este un prieten de încredere și împreună vom reuși să depășim această criză. Astăzi, transmitem un nou lot umanitar în valoare de mai mult de 650.000 de dolari și sunt echipamente medicale necesare. 1,6 milioane de perechi de mănuși medicale și 300.000 de respiratoare FFP2 pentru sectorul medical de pe ambele maluri ale Nistrului. Sunt echipamente medicale achitate din fondurile Guvernului Germaniei și Uniunii Europene în cadrul proiectului de succes al Uniunii Europene Solidar pentru Sanitate, proiect destinat țărilor parteneriatului ESTIC. Sunt foarte recunoscătoare colegilor de la Organizația Mondială a Sănătății pentru angajamentul și muncă excelente care o fac aici în Republica Moldova. Le mulțumesc pentru bună colaborare și efortul care îi faceți ca lucrurile să revină la normalitate. Dragi cetățeni, Germania este un prieten de nădejde al Republicii Moldova. De la începutul pandemiei am acordat multă ajutoare umanitară, costume de protecție, ventilatoare pulmonare, concentratoare de oxigen, pulsoximetre și alte echipamente medicale moderne.
Statul german contribuie generos și la platforma COVAX, prin intermediul căreia Republica Moldova beneficiază de vaccin gratuit. De asemenea, fonduri suplimentare au fost acordate și în cadrul mai multor proiecte bilaterale implementate de Societatea Germană pentru Colaborare Internațională GIZ, ce susțin mediul de afaceri din Republica Moldova. Sunt mândră să vă comunic că vom continua cu mult devotament să sprijinim Republica Moldova. Puteți conta pe ajutorul din partea poporului german. Vă doresc multă sănătate la toți. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna ambasadoare. Cuvântul se oferă domnului Simon Springet, coordonator Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova. Thank you, State Secretary. Thank you, ambassadors. Thank you, Igor. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Mulțumesc, doamnă ambasadoare. Mulțumesc, Igor. First of all, I would like to extend a large thank you to the Ministry of Health, Labor and Social Protection. They continue what had been a very difficult job. While it looks nice now, I think we still face considerable risks. So I would just like to thank them for their continued hard work and coordination. În primul rând, aș vrea să-mi extind aici mulțumirea către Ministerul de Sănătate, Muncă și Protecție Socială. Într-adevăr, ei se confruntă și au de desfășurat o activitate foarte dificilă. Chiar dacă acum situația arată mult mai bine, totuși mai există încă riscuri foarte mari la care suntem expuși. It wasn't very long ago that we were standing here again thanking the Federal Republic of Germany and the EU for their generous support. Nu prea mult timp în urmă eram tot aici cu toți împreună, mulțumind Guvernul Federal al Germaniei și Uniunii Europene pentru sprijinul acordat. Germany's support as well as the EU support has been predictable and very consistent. Și asistența care vine din partea Germaniei precum și din partea Uniunii Europene în întregime este unul previzibil și foarte important. And this support has really been extremely important to be able to fight this pandemic and to arrive where we are today. Și acest sprijin a fost întotdeauna extrem de important pentru a putea face față acestei pandemii și pentru a ajunge la situația la care am ajuns deja acum. And in the context of Europe Day and the celebrations over the course of this month, this also shows the real importance of multilateralism. Și într-adevăr, în contextul sărbătoririi Zilei Europei și a tuturor ceremoniilor care sunt organizate în această perioadă, este și acesta un eveniment foarte important de ajutor real. And I would also like to follow on from the ambassador's message. It's exceptionally important that we all go out and become vaccinated. Și vreau să continu și eu să susțin mesajul care a venit din partea ambasadorului, că într-adevăr este foarte important ca noi cu toții să continuăm și să ne vaccinăm. So when it's our turn, we do need to support our friends, our families and our neighbors to take that turn. Și atunci când ne vine rândul, trebuie să ne ajutăm, inclusiv rudele noastre, vecinii, prietenii, ca și ei să se vaccineze, să participe în acest proces. And shortly the COVAX facility will be bringing in an additional 100,000 vaccines. And these vaccines have been supported both through the EU, the EU member states, and importantly Germany is one of the largest contributors globally to this platform. Și foarte curând, prin intermediul platformei COVAX, vor mai sosi în Republica Moldova încă 100.000 de doze de vaccin cu sprijinul iarăși al Uniunii Europene și a Germaniei, care este contribuitorul cel mai mare la platforma COVAX. So to conclude, I would just like to thank the Ministry of Health, Labor and Social Protection, the European Union and the Federal Republic of Germany for their continued trust in the United Nations. Și în încheiere vreau să mulțumesc încă o dată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Uniunii Europene și Germaniei pentru încrederea totală și continuă în Națiunile Unite. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, domnul Springet. Cuvântul se oferă domnului Igor Pocăniviș, reprezentantul Organizației Mondiale Sănătății în Republica Moldova. Mulțumesc. Excellencies, State Secretary, dear friends, dear colleagues. As was already said, European Union and Federal Republic of Germany, World Health Organization, together with other UN agencies, continue to support the efforts of the Republic of Moldova to fight the pandemic. Excelențe, dragoste, stimate secretar de stat, dragi prieteni și colegi, după cum s-a spus deja, precum Uniunea Europeană, precum și Germania și toate agențiile Națiunilor Unite continuă să ofere asistență Republicii Moldova în lupta aceasta contra pandemiei de COVID.
Ongoing aid is also proof of unity, solidarity for health, and is further proof of the creation of the common front at regional and global levels. Și într-adevăr, această asistență continuă care este oferită este o dovadă adițională a unității, a solidarității pentru sănătate și a creării acestui front comun în toată lumea pentru a lupta cu această pandemie. Every health worker must be protected to keep both himself and his patients safe, and the support will have an essential contribution in to fight the pandemic. Și fiecare lucrător medical trebuie să fie protejat pentru a se proteja pe sine și toți pacienții săi și pentru pe toți cei din jur pentru a putea pune capăt acestei pandemii. By joint efforts by the authorities of the Republic of Moldova, by development partners, there are more assistance is coming. Și cu eforturi comune și autoritățile Republicii Moldova, precum și toți ceilalți parteneri de dezvoltare a țării, vom continua să primim asistență. COVID-19 has already cost more than 3.3 million lives global, and the second year of the pandemic may be far more deadly than the first. Și pandemia de COVID deja a cauzat peste 3,3 milioane de decese pe plan mondial și al doilea an al pandemiei ar putea fi cu rezultate și mai letale. Saving lives and livelihoods with a combination of public health measures and vaccination, no one or the other is the only way to get out of the pandemic. Și salvarea vieților printr-o combinație de măsuri de sănătate publică precum și vaccinare, doar împreună, toate aceste măsuri împreună fiind luate, vom putea salva vieți și depăși această perioadă. During the last couple of weeks, we observed the reduction of COVID-19 numbers, but it's not time to relax. În ultimele săptămâni am văzut o reducere a numărului de cazuri de COVID, dar nu e timpul încă să ne relaxăm. We definitely should use these breaks to analyze, to see what challenges have been so far, to reinforce and to be better prepared. Și într-adevăr trebuie să folosim aceste mici pauze pentru a analiza, pentru a vedea ce provocări am avut și cu ce provocări ne continuăm să ne confruntăm în viitor și pentru a ne consolida puterile și a acționa mai departe. As was already mentioned, the citizens of the Republic of Moldova has access to vaccines, but this access is still very limited. Și după cum s-a menționat deja, cetățenii Republicii Moldova au deja acces la vaccinuri, dar accesul acesta încă este foarte limitat. So far, only around 5% of citizens of Republic of Moldova received at least one dose of COVID-19 vaccine, meaning that we still have quite long way to go until the herd immunity is in place. Până la moment, doar 5% din populația Republicii Moldova a primit prima doză de vaccin, ceea ce înseamnă că mai avem încă o cale foarte lungă de parcurs până ajungem la acea imunitate în masă. And it's our joint responsibility to ensure that the public health measure that has been in place so far, the personal hygiene, personal behavior, still continues until the citizens feel safe. Și este responsabilitatea noastră a tuturor, responsabilitatea comună pentru a asigura că toate aceste măsuri de sănătate publică care au fost implementate și sunt implementate în țară să continuă mai departe și anume igiena personală, comportamentul personal, totul trebuie să continue până când nu ne vom simți în totalitate în siguranță. Development partners will continue support the Republic of Moldova to ensure that everything is in place to ensure that risks are low. Și partenerii de dezvoltare Republicii Moldova vor continua să asigure sau ofere asistență Republicii Moldova pentru a asigura că dispune de tot ce are necesar pentru a putea asigura siguranța populației. And with this, I would thank again the European Union, the federal government of Germany, colleagues from the UN, from the government side, from the Ministry of Health, Labour and Protection for the excellent cooperation that we had so far. Și în încheiere vreau să mulțumesc încă o dată națiunile Uniunii Europeană, în primul rând, Guvernul Federal al Germaniei, Națiunile Unite, precum și Guvernul Republicii Moldova, în numele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Mulțumim, domnul Pocăneviț, cuvântul se oferă domnul Alexandru Holostenko, directorul Institutului Medico-Sanitar Public, Valentin Ignatenko. Excelențele dumneavoastră, stimați colegi, în aceste clipe dificile pentru Republica Moldova, doar prin solidaritate putem să reușim. Pe această cale, permiteți-mi să mulțumesc pentru acest lot de ajutor umanitar, care cu siguranță va fi utilizat conform destinației. Din partea beneficiarilor direcți acestui lot de ajutor umanitar
Și din partea personalului medical și instituțiilor medicale, vreau la fel să aduc cuvinte de mulțumire și gratitudine pentru tot efortul care a fost produs. Totodată vreau să menționez că acest ajutor umanitar va diminua considerabil riscurile de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândurile personalului medical. Și pe această cale vom reuși, sperăm, să scăpăm cât mai repede de această pandemie. Încă o dată mulțumim tuturor autorităților care sunt implicate în acest mecanism de acordare a asistenței umanitare. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule director. În încheiere, stimați prieteni, prieteni adevărați, cum am spus și data trecută, îmi permiteți să spun cuvintele de sincere mulțumire din tot sufletul, din partea poporului moldovenesc, pentru tot suport, toată asistența acordată de la începutul pandemiei. Echipamentele donate de astăzi vor fi repartizate în toate instituțiile medicale a țării, inclusiv și regiunea transnistreană. Încă o dată, mulțumesc că sunteți alături, mulțumesc că, într-adevăr, sunteți prieteni adevărați, vă mulțumesc mult!